Bună ziua, bine ați venit la Consiliul Județean. Sunt încântat astăzi să găzduim conferința regională Investim Acum, Construim pentru Viitor. În primul rând vreau să mulțumesc oaspeților noștri, Cristina Anania, expert Rost Europe, Corina Dumitru, expert Punct Național de Contact, Alexandru Brâcov, expert Punct Național de Contact, Andreea Raluca Leru, expert Birou Reprezentare Bruxelles, Cristina Bodron, nu a ajuns. Trebuie să ajung. Șef Birou Regional Informare ADR Nord-Est. Noi am avut o zi plină astăzi. Am început cu autoritățile locale o conferință în care s-au prezentat principalele linii de finanțare directe cu Comisia Europeană. A fost prezentat la CAEX pentru primari și nu numai, autorități locale. Acum am considerat oportun ca să invităm atât universitățile din zona Moldovei, cât și mediul de afaceri, care îi văd prezenți în sală. Eu sper să, și sunt convins de fapt că o să fie o prezentare interesantă. De fapt, interesul acestei conferințe, ținta acestei conferințe, este să identificăm și să se prezinte cât mai ușor partea de finanțare directă către Comisia Europeană. Și ideea este de a aduce cât mai mulți bani europeni în județul Bacău. Și nu numai, pentru că în sală nu sunt doar din Bacău, sunt, am înțeles, Universitatea din Suceava, Brașov, am înțeles că urmează, din Bacău, bineînțeles, avem reprezentanți, Iași, nu știu dacă a ajuns, dar cred că o colaborare foarte bună și un parteneriat foarte bun între autoritățile locale, mediul de afaceri și instituțiile de învățământ superior nu poate să fie decât benefic, mai ales pe fonduri europene. Am să dau cuvântul în continuare doamnei Andreea Raluca Leru. Nu? Așa este? Doamne Iulia Mihai. Doamne Iulia Mihai, mi-a schimbat programul. Doamna director. Doamna director, ne auzim? Iulian, dă un pic mai tare, tu. Și primul slide, când o am
Sper că pe mine mă auziți bine. Numele meu este Cristina Anania. O clipă să dau înapoi prezentarea. Dăm înapoi. Ok, este în regulă. Bun, deci numele meu este Cristina Anania, sunt angajată în cadrul Ministerului Educației, Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării și desfășor activitatea la Oficiul Român pentru Știință și Tehnologie de la Bruxelles. Oficiul Român aparține Ministerului Cercetării și este, misiunea oficiului este de a sprijini cercetătorii din România de a își îmbunătăți participarea la programele cadru și de a crește atragerea de fonduri, contribuția pe care, de fapt, România o plătește la programul cadru. Aici, pe acest slide, avem câteva poze, doar să vedeți câteva din întâlnirile pe care noi le avem cu la nivelul oficiului. Prima poză din partea stângă, avem o poză cu studenții de în cadrul Academiei de Studii Economice din București, găzduiți la Rost, în vizită la una, vizita lor a fost o vizită la una din agențiile de finanțare a Comisiei Europene. În poza din mijloc sus o să vedeți reprezentarea biroului Rost în Parlamentul European. În partea dreaptă avem o poză cu echipa Rost și o stagiară din momentul respectiv. Doresc să menționez că putem primi în cadrul biroului nostru inclusiv tineri care doresc să se deplaseze cu burse Erasmus, pot veni să-și desfășoare bursa în cadrul biroului nostru. Deci, spre exemplu, în prezent avem un student care își desfășoară activitatea la Rost pentru aproape 3 luni. În poza din dreapta jos avem acolo o zi, un working group, o zi obișnuită de muncă în cadrul biroului, iar în partea stângă avem tineri cercetători în stagiul la Luvan care au dorit să vină să viziteze și biroul și să afle mai multe despre activitatea noastră. Unde ne găsiți? Ne găsiți pe Rue Montoyer numărul 23, sunteți bineveniți oricând sunteți la Bruxelles, puteți să ne faceți o vizită. Clădirea pe care o vedeți în imagine, din păcate, a fost renovată de curând, acum albastru a devenit negru. Ne pare rău din această cauză, pentru că era singura clădire de pe strada respectivă care putea fi recunoscută că era albastră. În prezent, biroul își desfășoară activitatea cu 2 persoane, doamna Iulia Mihail, directorul biroului, și eu, Cristina Anania. Ce doresc să menționez este că prin HG-ul de înființare al acestui birou avem 10 posturi. 4 posturi sunt dedicate Ministerului Cercetării, Inovării și angajaților care doresc să se detașeze la birou, angajaților din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, iar restul de 6 posturi, instituții din România își pot detașa personal pentru o perioadă determinată să își desfășoare activitatea într-un cadru european. Infrastructura de cercetare pe care noi o avem în cadrul oficiului o punem la dispoziție gratuit. Instituția trimițătoare ar trebui să asigure persoanei respective un salariu și cheltuielile administrative. Când s-a deschis biroul? Aici avem 2 fotografii de la lansarea oficială a biroului. HG-ul este de fapt aprobat în 2005, însă lansarea oficială a avut loc la data de 21 martie 2006. În partea din stânga sus avem, când s-a deschis biroul, acolo îl avem pe comisarul Uniunii Europene de la acea vreme, domnul Ianeț Potoșnic, împreună cu domnul ministru Educației și Cercetării, Mihail Hărădău, iar în partea dreaptă jos avem, îl avem pe domnul Anton Anton, fostul președinte al Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică, autoritate care aparținea la momentul respectiv, în 2006, de Ministerul Educației și
cercetării. Cadrul legal, cum este înființat biroul? Biroul este înființat prin hotărârea numărul 787 din 2005, iar scopul biroului este să promoveze participarea eficientă a cercetătorilor români, inclusiv a tinerilor cercetători și a universităților, institutelor de cercetare, dezvoltare, întreprinderilor mici și mijlocii, industriei, serviciilor și organizațiilor non-guvernamentale la programele de cercetare ale Uniunii Europene. Biroul trebuie să-și prezinte eficient politica de cercetare, dezvoltare și inovare și potențialul științific și tehnologic românesc instituțiilor cu care intră în contact la nivel european, să sprijine și să promoveze colaborarea dintre firmele industriale și de servicii, universități și institute de cercetare pentru participarea în comun în consorții europene pentru proiecte de cercetare, să stimuleze formarea de grupuri de interes la nivel european prin focalizarea competențelor existente la nivel european în domenii prioritare în cercetarea europeană pentru creșterea șanselor de participare la programele europene. Obiectivele biroului nostru de la Bruxelles sunt creșterea participării României la programele europene cu accent pe programele cadru de cercetare și inovare, creșterea vizibilității sistemului de cercetare, dezvoltare, inovare din România, creșterea gradului de recuperare a contribuției României la bugetul programelor cadru de cercetare și nu în ultimul rând formarea de personal pentru afaceri europene în cercetare. Rezultatele așteptate pe termen lung, atingerea unui nivel de participare a comunității științifice românești la programele cadru de cercetare comparabil cu media europeană, ceea ce în prezent în programul cadru România are un procent similar cu media europeană, creșterea graduală a integrării comunității științifice românești la programele cadru de cercetare. Ceea ce vreau să menționez este faptul că biroul Rostul nu este singurul birou care se ocupă de partea de cercetare și inovare de la Bruxelles. Toate statele membre au un birou similar. Unele dintre acestea desfășoară activitate și pe parte de educație, dar având în vedere că noi suntem doar două persoane, nu am avea timpul necesar să ne putem ocupa și de domeniul educație. Ce activități desfășurăm? Care sunt serviciile oferite instituțiilor și comunităților științifice? Promovarea sistemului de cercetare, dezvoltare, inovare din România, căutarea și facilitarea legăturilor cu parteneri europeni, diseminarea și promovarea specifică, facilitarea legăturilor cu instituții europene, cu organisme similare, cu instituții și organizații naționale și, în ultimul rând, punerea în practică a recomandărilor privind buna practică europeană în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării. Alte activități pe care le desfășurăm sunt protocoalele de colaborare pe care le avem cu instituții din România. Următoarele sunt protocoalele pe care le avem: Agenția Națională de Dezvoltare Regională, Centru Alba Iulia. Avem un protocol de colaborare cu Institutul Național de Cercetare, Dezvoltare, ICPCA București. Dânșii au avut și un om trimis la Bruxelles pe o perioadă de aproximativ 4 ani. Avem protocol de colaborare cu Consiliul Național al IMM-urilor din România. Un alt protocol de colaborare a fost cu Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hurubei, unde multe dintre întâlnirile proiectului ILAI, despre care cred că s-a auzit, s-au desfășurat în cadrul biroului nostru. Avem protocol de colaborare cu Agenția Spațială Română, avem protocol cu Universitatea Tehnică Gheorghe Iasache din Iași. Universitatea Tehnică Gheorghe Iasache din Iași ne-a ajutat inclusiv pe perioada președinției României a Consiliului în 2019, trimițând doi profesori cercetători care și-au desfășurat activitatea și care ne-au ajutat în dosarul pe care România l-a negociat cu Consiliul. Un alt protocol avem cu Tehnopol Galați, cu 4000 București, cu Centrul Român pentru Energie București. Centrul Român pentru Energie este unul din participanții la program, un participant de succes la programele cadru. Centrul Român și-a desfășurat activitatea, cred că aproape 2 ani în cadrul biroului nostru, după care au câștigat proiecte europene și au reușit și să-și deschidă propriul birou la Bruxelles. Avem protocol de colaborare cu Academia de Științe din Republica Moldova, Chișinău,
Avem în prezent o colaborare cu Oficiul de Legătură al Republicii Moldova, colegi cu care împărțim biroul, ei își desfășurându-l activitatea în cadrul biroului nostru. Și nu în ultimul rând, ultimul protocol semnat a fost cel cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene București. Ce alte oficii de legătură mai găsim la Bruxelles? Avem agenția, singura agenție de dezvoltare regională care are sediu la Bruxelles, ADR Nord-Est. Avem Uniunea Consiliilor Județene din România, găsim Asociația Municipiilor din România și, cum am spus și mai devreme, Centrul Român al Energiei. Ne găsiți și online, avem două grupuri pe care diseminăm tot ceea ce ține de programul cadru care se derulează în prezent, programul cadru Orizont Europa. Informațiile puteți să vă logați fie pe Facebook, pe grupul creat pe Facebook, fie pe grupul creat pe LinkedIn. Acelea sunt informații sunt puse în ambele grupuri. Anumite persoane nu au cont de Facebook și atunci optează să o utilizeze rețeaua LinkedIn. Prin urmare, nu trebuie să le folosiți pe amândouă. Puteți să alegeți una dintre ele unde veți găsi informații despre programul Orizont, apeluri deschise, expresii de interes, atât transmise de cercetători din România, instituții din România, dar și de instituții din străinătate pe care le primim de la colegii noștri cu birourile similare rost, evenimente pe care le organizăm și așa mai departe. Acesta este ultimul meu slide. Aici aveți o poză cu un eveniment în desfășurare în cadrul biroului. Sperăm ca pe mulți dintre dumneavoastră să vă întâlnim în persoană, chiar în acest an la București și iată că v-am întâlnit deja la Bacău sau la Bruxelles, de ce nu? Sunteți bineveniți oricând. Vă așteptăm cu drag. Frumos, ne cerem scuze pentru problema tehnică. Sperăm că după ce accesăm un fond european direct cu Comisia Europeană, să nu mai avem asemenea inadvertențe în transmisie. Doamna Iulia, ne auziți? Mai putem face o probă? Poate facem legătura? Da, dar trebuie să vă... Ne auziți? Da, da. Între colega mea... Mai puteți spune două, trei vorbe? Ne auziți? Iulian, hai să facem în felul următor ca să evităm asemenea... Ori vă reglați problema de transmisie, nu ori se poate continuăm regla cu prezentările, că nu are rost. Am adunat atâția oameni ca să vedem cum ne gătuim pe internet. Nu se poate. Deschideți tot prezentarea mea, Orizont Europa. Care? Iulia, o să continui eu tot cu Orizont Europa, pentru că nu se aude bine. Prin urmare, o să fac aceeași prezentare pe care am făcut-o de dimineață. Prin urmare, astăzi doresc să vă prezint programul, cel mai valoros program al Uniunii Europene, care se desfășoară în prezent și care este aprobat pentru perioada 2021-2027. Acesta se numește programul cadru Orizont Europa. Aș vrea să vă întreb dacă aveți proiecte în derulare în cadrul acestui program sau dacă ați avut proiecte în derulare în cadrul programului Orizont 2020. N-avem, da? Ok, atunci continuăm. Care este viziunea Organizației Națiunilor Unite privind acțiunile colective? Avem un viitor durabil, echitabil și prosper pentru oameni și planeta bazat pe valori europene.
când, până o să intrăm în problema programului Orizont Europa, o să spun câteva cuvinte ca să înțelegeți un pic istoria programului. Și avem viziunea Organizației Națiunilor Unite. O altă viziune fiind combaterea schimbărilor climatice, un obiectiv bugetar din programul cadru de 35%, o contribuție la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă și, în ultimul rând, stimularea competitivității și creșterii în Uniunea Europeană. Deși Europa beneficiază de cercetare de nivel mondial și de industrii puternice, cunoștințele și competențele noastre reprezintă principalele noastre resurse. În prezent, 6% din populația lumii trăiește în Europa. 75% din cercetarea desfășurată la nivel mondial este desfășurată la nivel european. 25% din publicațiile științifice de înaltă calitate sunt publicate de către instituții cercetători din Uniunea Europeană. Prin urmare, Europa ar putea face mult mai mult pentru a transforma poziția de lider în domeniul științei într-o poziție de lider în domeniul inovării și antreprenoriatului. Dar mai întâi dorim să ne aducem aminte un pic de recomandările de la Sibiu din cadrul ședinței informale a Consiliului, unde ne-am propus următoarele, unde viziunea noastră a fost următoarea: concentrarea cercetării și inovării pe tranziții ecologice, sociale și economice și alte provocări societale aferente, valorificarea punctelor tari în materie de științe ale Europei pentru a dobândi o poziție de lider în domeniul inovării revoluționare și disruptive, stabilirea unor obiective ambițioase privind problemele care ne afectează zilnic, precum dezvoltarea competențelor, lupta împotriva cancerului, emisiile nocive și starea oceanelor, inclusiv problema materialelor plastice și, nu în ultimul rând, concentrarea pe proiecte de cercetare și inovare de vârf, de la cercetare și inovare până la implementare, de la un nivel de pregătire tehnologic 1 până la aducerea produsului pe piață și vânzarea lui. Ce își propune programul Orizont Europa? Consolidarea bazelor științifice și tehnologice ale Uniunii Europene și al spațiului european de cercetare, stimularea capacității de inovare a competitivității și a creării de locuri de muncă în Europa, abordarea priorităților cercetătorilor și sprijinirea modelului și a valorilor noastre socioeconomice. Așa cum am mai spus, programul este instituit pe durata cadrului financiar multianual 2021-2027 cu un buget, cu cel mai mare buget de până în prezent, de 95,5 miliarde de euro. Cum este structurat acest program Orizont Europa? Este compus, în primul rând, din trei piloni. Pilonul 1, denumit excelență științifică, care conține 4 scheme de finanțare: Consiliul European pentru Cercetare, acțiunile Marie Sklodowska-Curie și infrastructurile de cercetare. Avem pilonul 2, care se numește Provocări globale și competitivitate industrială europeană. Acest pilon 2 este format din 6 clastere. Avem clusterul sănătate, cultură, creativitate și societate favorabilă incluziunii. Avem securitate civilă pentru societate, avem dezvoltare digitală, industria și spațiul, climă, energie și mobilitate, alimente, bioeconomie, resurse naturale, agricultură și mediu. Și avem pilonul 3, denumit o Europa inovatoare, unde găsim 3 scheme de finanțare: Consiliul European pentru Inovare, Ecosisteme Europene de Inovare și Institutul European de Inovare și Tehnologie. Despre Consiliul European de Inovare și Ecosisteme Europene de Inovare veți auzi un pic mai târziu de la colegii noștri prezenți aici în sală. Ce alt tip de finanțare mai avem în cadrul programului Orizont Europa? Avem extinderea participării și consolidarea spațiului european de cercetare, unde avem două scheme de finanțare. Avem extinderea participării și răspândirea excelenței, denumit partea de widening, și reformarea și consolidarea sistemului european de cercetare inovare. Deci, în toate schemele prezentate în acest slide, veți găsi apeluri deschise la care dumneavoastră puteți să depuneți propuneri de proiecte.
Bugetul alocat pe fiecare pilon în parte. Avem pentru excelență științifică 25 de miliarde, ceea ce reprezintă un procent de 26% din totalul bugetului alocat pentru programul Orizont Europa. Avem pilonul 2, provocări globale și competitivitate industrială europeană, unde avem cel mai mare buget alocat, care depășește jumătate din bugetul programului Orizont Europa și este în cuantum de 53,5 miliarde de euro, reprezentând un procent de 56% din total program. Avem pilonul O Europa Inovatoare cu 13,6 miliarde euro și nu în ultimul rând avem partea de widening și extinderea participării, ultima schemă de finanțare cu un buget total de 3,4 milioane de euro, reprezentând un 4% din bugetul total alocat programului Orizont Europa. Dar ce am învățat până în prezent din programele derulate anterior și cu ce am venit nou în noul program cadru? Lecțiile învățate au fost culese din evaluarea și au reieșit din evaluarea intermediară a programului anterior, care s-a numit Orizont 2020. Prin urmare, este nevoie de sprijinirea inovării revoluționare. În acest sens, în cadrul programului Orizont Europa, s-a deschis schema de finanțare Consiliului European pentru Inovare. Este nevoie de sporirea impactului printr-o abordare bazată pe misiuni și implicarea cetățenilor. În acest sens, în programul Orizont Europa, s-au deschis apeluri, s-au înființat cele 5 misiuni despre care va vorbi doamna Dumitru astăzi. Ce lecție am mai învățat din programele anterior? Că este necesară consolidarea cooperării internaționale. Ce s-a întâmplat în programul Orizont 2020? Au fost deschise mai multe posibilități de asociere. Este necesară consolidarea deschiderii. Pentru asta s-a creat o politică a științei deschise. Este nevoie de raționalizarea cadrului de finanțare. A fost creată o nouă abordare a parteneriatelor și, nu în ultimul rând, încurajarea participării statelor care au intrat mai târziu în Uniunea Europeană, state care se numeau până nu demult EU13, acum toată schema se numește widening. Prin urmare, aceste state aveau nevoie de încurajarea participării și, prin urmare, a fost înființată schema de finanțare Răspândirea Excelenței. Ce înțelegem prin cooperarea internațională? Este o abordare colectivă a provocărilor societale globale. Avem accesul la cele mai bune talente, la cea mai bună expertiză și cele mai bune resurse din lume, prin urmare, creșterea ofertei și a cererii de soluții inovatoare. Ce înseamnă posibilități extinse de asociere? Țările terțe cu bune capacități în domeniul științei și al tehnologiei pot participa la acest program cadru și au fost luate în considerare obiectivul de stimulare a creșterii economice în Europa prin inovare. Prin urmare, o deschidere generală către participarea internațională prin acțiuni specifice intensificate, cum ar fi inițiativele emblematice, cereri de propuneri comune și așa mai departe. Ce înseamnă știința deschisă la nivelul întregului program? Înseamnă mai bună diseminarea și exploatarea rezultatelor cercetării și inovării și sprijin pentru implicarea activă a societății, pentru că, de fapt, noi cercetătorii lucrăm pentru societate. Astfel, Comisia Europeană a pus la dispoziția cercetătorilor, care de fapt a și devenit obligatorie, publicarea cercetărilor pe care noi le facem în proiectele finanțate din programul Orizont Europa. Iar Comisia Europeană a pus la dispoziția cercetătorilor o platformă o platformă comună unde acele publicații trebuie să fie încărcate obligatoriu publicații care reies din derularea propunerilor de proiecte. Prin urmare, avem, prin știință deschisă, acces liber și obligatoriu la publicații, pentru că banii sunt publici, trebuie să fie accesul deschis. Beneficiarii trebuie să asigure că ei înșiși sau autorii dețin suficiente drepturi de proprietate intelectuală pentru a respecta cerințele privind accesul liber. Asigurarea accesului liber la datele de cercetare este făcută în concordanță cu principiul cât mai deschis cu putință, dar atât de închis cât este necesar,
de ce închis cât este necesar, pentru că există programul de lucru pe parte de securitate, unde anumite date nu pot fi făcute publice. Și avem un plan obligatoriu de gestionare a datelor pentru datele FEIR, adică ușor de găsit, accesibile, interoperabile, reutilizabile și datele de cercetare deschise. Prin urmare, Uniunea Europeană acordă sprijin pentru competențele cercetătorilor în domeniul științei deschise și pentru sistemele de recompensare pentru știința deschisă și mai nou, utilizarea cloudului european pentru știință deschisă. Voi spune câteva cuvinte pentru fiecare pilon în parte, ca să aveți idee despre ce e vorba și ce apeluri deschise găsiți la fiecare pilon. Avem pilonul 1, care se numește excelență științifică și este destinat consolidării și extinderii excelenței bazei științifice a Uniunii. În cadrul acestui pilon avem 3 scheme de finanțare. Avem Consiliul European pentru Cercetare, unde avem cercetare de frontieră realizată de cei mai buni cercetători împreună cu echipele lor. În cadrul acestei scheme de finanțare nu avem domenii impuse. Aș vrea să vă spun, de exemplu, că 2 dintre cercetătorii care au avut proiecte în această schemă de finanțare au fost câștigătorii a premiului Nobel. O altă schemă de finanțare sunt acțiunile Marie Sklodowska-Curie. Sunt dedicate dotării cercetătorilor cu noi cunoștințe și competențe prin intermediul mobilității și al formării. Și avem ultima schemă de finanțare din pilonul 1, infrastructurile de cercetare, infrastructuri de cercetare de nivel mondial, integrate și interconectate. Pilonul 2 este compus din 6 clastere și este dedicat stimulării tehnologiilor esențiale și a soluțiilor care susțin politicilor Uniunii Europene și obiectivele de dezvoltare durabilă. Pilonul 3. Avem o Europa inovatoare care este dedicată stimulării inovațiilor revoluționare, creatoare de piețe și a ecosistemelor favorabile inovării. Este pilonul care face referire în special la partea de business. Și avem 3 scheme de finanțare în cadrul acestui pilon. Consiliul European pentru Inovare este dedicat sprijinului pentru inovațiile cu potențial revoluționar și creator de piețe. O altă schemă sunt ecosistemele europene de inovare care sunt dedicate conectării cu actorii regionali și naționali din domeniul inovării. Și schema numărul 3 este Institutul European de Inovare și Tehnologie, care asigură reuniunea principalilor actori în jurul obiectivului comun de stimulare a inovării. Despre aceste 3 scheme de finanțare vă va vorbi colegul nostru Alex un pic mai târziu. Extinderea participării și consolidarea, alte 2 scheme de finanțare, cuprinse în extinderea participării și consolidarea spațiului european de cercetare. Avem extinderea participării și răspândirea excelenței, de exemplu, formarea de echipe comune de cercetare, proiecte de tip teaming și twinning, proiecte de tip catedre ERA, proiecte finanțate prin Asociația COST, proiecte care vin în sprijinul rețelelor punctelor naționale de contact, ca mai apoi aceste puncte de contact să vină în sprijinul dumneavoastră, să vă ajute să scrieți propuneri, să vă ajute să puteți să depuneți propuneri de proiecte la acest program cadru, circulația creierelor și inițiative pentru excelență și nu în ultimul rând accesul prin proiecte de tip HOPON, proiecte dedicate țărilor widening, proiecte care sunt în derulare și în care țările widening pot intra după ce aceste proiecte și-au început activitatea. O altă schemă de finanțare este reformarea și consolidarea sistemului european de cercetare inovare, unde găsim dovezi științifice și activități prospective, găsim știința deschisă, găsim mecanismul de sprijin al politicilor, cariere atractive de cercetare, inițiative științifice cetățenești, cercetare și inovare responsabile și nu în ultimul rând egalitatea de gen. Doresc să menționez aici faptul că, vis-a-vis de egalitate de gen, deși programul a început în 2021, începând cu anul 2022, toate propunerile de proiecte, toți beneficiarii care participă cu propuneri de proiecte la programul cadru sunt obligați să-și creeze un plan de egalitate de gen, care trebuie să fie public deschis, publicat pe site-ul instituției, dacă se poate, chiar pe prima pagină. În acest sens, Comisia Europeană a publicat un ghid pe care instituțiile îl pot urma, cred că conține 5 pași pe care
5 pași care trebuie respectați, îl completați, îl publicați, iar când depuneți propunerea de proiect, există o căsuță care trebuie bifată și care este o întrebare, aveți publicat planul de egalitate, de ce? Da, dacă nu bifați acea căsuță în momentul când depuneți propunerea de proiect, nu puteți trece la pasul următor. Avem programul de cercetare și formare Euratom. Obiectivul acestui program este finanțarea activităților de cercetare și formare pentru reducerea riscurilor la adresa siguranței și securității nucleare, dezvoltarea unor tehnologii nucleare sigure și a unei radioprotecții optime. Ce noutăți avem în acest program? Avem acces sporit la aplicațiile neenergetice ale radiațiilor în sectorul medical, industrial și spațial. Deschiderea unor oportunități de mobilitate pentru cercetătorii din sectorul nuclear prin includerea în acțiunile Marie Sklodowska-Curie. Avem simplificare, reducerea numărului de obiective specifice de la 14 la 4, acoperind atât acțiunile directe implementate prin Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene, care se numește Joint Research Center, cât și acțiunile indirecte. Bugetul alocat acestui program este de 1,38 miliarde de euro. Ce avem nou în cadrul programului Orizont Europa și ce o să detaliem un pic mai târziu când vom avea prezentarea Legal and Financial, este că avem reguli mult mai simple și adecvate scopului urmărit programului. Avem o aliniere suplimentară la regulamentul financiar 2046, aprobat în 2018, creșterea utilizării formelor simplificate de granturi atunci când este cazul pe baza experienței proiectelor pilot din programul anterior Orizont 2020, finanțarea cu sume forfetare, în engleză se numește lump sum, adică finanțarea de tip lump sum este o finanțare care se derulează astfel. Când se scrie propunerea de proiect, se scrie inclusiv propunerea bugetară foarte detaliată. Proiectul tehnic, propunerea bugetară se evaluează împreună. Proiectul trece la finanțare, este acceptat la finanțare, obține un rezultat foarte bun și trece la faza de finanțare. Pe parcursul derulării proiectului, dumneavoastră nu va mai trebui să faceți nicio raportare financiară. Atâta timp cât veți livra rezultatele pe care vi le-ați asumat în propunerea de proiect, pe Comisia Europeană nu o interesează ce ați făcut cu banii. Ce mai avem în noul program? De fapt, nici nu mai este nou, că a trecut deja 2 ani. Acceptarea mai largă a practicilor obișnuite de contabilitate analitică. Avem o consolidare a valabilității transversale a auditurilor în avantajul beneficiarilor care participă la mai multe programe ale Uniunii. Despre acest audit o să vorbim în prezentarea Legal and Financial. Modelul atractiv de finanțare din programul anterior, care include rate de finanțare de până la 100% a costurilor directe. Și avem principiul setului unic de reguli. De ce zic setului unic de reguli? Pentru că dacă doriți să aplicați la programul Orizont Europa, va trebui să intrați cu ghilimele de rigoare, Biblia programului cadru, care se numește portalul Funding and Tenders Opportunities. Acolo veți găsi toate informațiile pe care le-am prezentat până în prezent. Acolo depuneți inclusiv propunerile de proiecte. Propunerile de proiecte se depun doar în format electronic. De ce spunem că modelul atractiv de finanțare, care include o rată de finanțare de până la 100% a costurilor directe? Pentru că sunt, în general, trei tipuri de finanțări. Avem proiectele de tip Research and Innovation Action, care sunt finanțate cu o rată de 100%. Avem proiectele de tip Innovation Action, unde avem o rată de finanțare de 60-70% din partea Uniunii, diferența va trebui să o suporte beneficiarul, și avem proiectele de coordonare și suport, Coordination and Support Action, unde întotdeauna vom avea o finanțare de 100% a proiectului. Nu știu dacă mai am timp, că mai am o prezent. Suport. Există, nu știu dacă cunoașteți faptul că există o rețea punctelor naționale de suport, care se numește rețeaua NCP și care oferă sprijin potențialilor participanți la programul Orizont Europa. Ce face această rețea NCP?
activități de informare, promovare, comunicare, informare privind oportunitățile de participare la Orizont Europa, inclusiv despre raportare și, finanțare. Există NCP dedicat pentru fiecare domeniu în parte și există NCP dedicat inclusiv aspectelor și legale și financiare, acel rol am eu. Ce mai oferă rețeaua NCP? Organizare de zile de informare, seminarii, conferințe, informare cu privire la rețelele care oferă servicii de sprijin, de exemplu, transferul de tehnologie, drepturile de proprietate intelectuală, comunică și cooperează cu alte rețele privind diseminarea oportunităților de participare la alte programe europene din domeniul cercetării și inovării, cum ar fi rețeaua europeană pentru întreprinderi. Acum vreau să vă spun ce este cu rețeaua aceasta europeană pentru întreprinderi. Această rețea ajută companiile să inoveze și să crească la scară internațională. Este cea mai mare rețea de sprijin din lume pentru întreprinderile mici și mijlocii cu ambiții internaționale. Rețeaua este activă în peste 60 de țări din întreaga lume, reunește peste 3.000 de experți din peste 600 de organizații membre. Și aceste organizații includ poli tehnologici, organizații de sprijin pentru inovare, universități și institute de cercetare, organizații de dezvoltare regională și, nu în ultimul rând, camere de comerț și industrie. Ce alt sprijin vă mai poate oferi România să participați la programul cadru? Sprijin oferit de centrele suport. Centrele suport au fost aprobate, au fost înființate în 2018 și au fost sprijinite prin acțiunea 113, care s-a numit crearea de sinergii cu acțiunile Orizont 2020 și alte programe europene și internaționale, program care a fost finanțat prin programul operațional Competitivitate, axa prioritară 1. Există în prezent 13 centre suport, acestea sunt organizații de cercetare care au o participare constantă cu propuneri de proiecte și proiecte la programele cadru anterioare, PC6, PC7 și Orizont 2020, au personal dedicat, au un birou creat cu personal dedicat acestui scop de sprijin, iar sprijinul pe care îl acordă este gratuit. Aveți linkul centrelor suport acolo, dacă veți da click pe linkul respectiv, veți găsi lista cu toate centrele suport. Fiecare centru suport are un acronim, iar dacă intrați pe Facebook și căutați acronimul respectiv, veți găsi fiecare grup al fiecărui centru și care sunt serviciile pe care acestea le oferă, dar există și pagină dedicată fiecărui centru suport. Unde găsiți informații actualizate vis-a-vis de programul Orizont Europa? Avem două grupuri de lucru, cum am mai spus, unul este Facebook, altul este LinkedIn. Puteți să vă logați la ambele, puteți să vă logați doar la unul dintre ele, oricum veți primi aceleași informații despre programul Orizont Europa. Aceste două prezentări ar fi trebuit să, din păcate, să fie prezentate de doamna Iulia Mihail. I-am luat locul, sper că a fost ok și nu v-am plictisit. Mulțumim foarte mult, doamna Cristina, pentru prezentările efectuate. O singură precizare aș avea de făcut, având în vedere că doamna Cristina a trecut rapid prin tot programul prezentat. Orice întrebări aveți, orice nelămuriri, ne puteți contacta. Dânsa o să vă lase și prezentările și datele de contact. Însă, având în vedere că pe acest program nici în perioada de finanțare anterioară nimeni nu a avut proiecte implementate, cu siguranță ajutorul celor de la Rost va fi binevenit, având în vedere că și-a oferit suportul, ne ajuta atât în scrierea aplicației, cât și în implementare. O să dau cuvântul în continuare tot colegilor de la Rost, însă cu marea rugăminte, având în vedere că suntem un pic în întârziere, să-și concentreze un pic prezentarea în maxim 10 minute fiecare pentru a ne putea păstra un pic agenda evenimentului. Vă rog, mulțumesc!
Următoarea prezentare este tot a mea. Da. Rugămintea să ne încadrăm în 10 minute pentru a putea respecta agenda evenimentului. Mulțumesc. Am 37 de slide-uri. Bun. O să vorbesc pe scurt despre aspectele legale și financiare. V-am spus cum este finanțarea. Deci avem 3 tipuri de proiecte: Research and Innovation, Innovation Action și Coordination and Support Action. Avem o finanțare de maxim 100%, maxim 60-70% și maxim 100% pentru acțiunile de tip Coordination and Support Action. Trec peste faptul că structura a fost simplificată față de programul Orizont 2020. Aici era o scurtă prezentare despre cum arată acordul de grant, articolele care sunt cuprinse în acordul de grant, ce conține fișa tehnică a acordului de grant, dar și faptul că pe lângă tot nucleul, acordul de grant cu anexele respective, la nivel de acord de grant, trebuie să avem și un acord de consorțiu. Această anexă este obligatorie în momentul semnării acordului de grant. Comisia Europeană nu este implicată în scrierea acestui acord de consorțiu. Obligațiile și îndatoririlor le revin doar partenerilor consorțiului. Acest consorțiu trebuie să existe și să consorțiul trebuie să dovedească că există în momentul când semnează acordul de grant. Dacă n-am avut proiecte anterioare, aceasta ar fi fost o noutate vis-a-vis de programul anterior, introducerea unei anexe 5, unde avem reguli speciale. De fapt, această anexă 5 conține aceleași articole din acordul de grant, dar care poate vrem să le modificăm puțin sau poate vrem să adăugăm anumite drepturi și obligații, și atunci am introdus această anexă 5 pentru informații suplimentare. Care sunt principalele obiective ale acordului de grant, ale modelului acordului de grant? Avem o armonizare și standardizare, avem o interpretare consecventă, integrarea particularităților programului într-un singur document. Trec peste. Cine poate participa la programul cadru? Avem mai multe tipuri de participanți. Avem în primul rând beneficiarii, avem entitățile afiliate, avem partenerii asociați, avem parte terță contributor în proiect, avem subcontractanți și avem terțe părți care primesc sprijin financiar. Aceasta, din urmă, se referă doar la acțiunile Consiliului European pentru cercetare. Beneficiarii au sarcini în proiect, am scris acolo sus acțiune pentru că așa este terminologia utilizată de Uniunea Europeană, nu îi spune proiect, îi spune acțiune, deci beneficiarii au sarcini în proiect, costurile lor sunt eligibile și sunt rambursate de Uniunea Europeană. Trebuie menționat în anexa 1, anexa 1 la acordul de grant, anexa în care sunt stabilite activitățile proiectului. Beneficiarii sunt eligibili pentru finanțare, iar articolul din acordul de grant care face referire la beneficiari și condiții este articolul 7. Entitățile afiliate sunt și ei, au și ele sarcini în acțiune, au activități derulate în acțiune. Cheltuielile desfășurate de aceste entități afiliate sunt cheltuielile acceptate. E obligatoriu ca această entitate afiliată să fie menționată în anexa 1 acordului de grant și e obligatoriu să aibă o legătură legală și să fie eligibil pentru finanțare, să aibă o legătură legală cu beneficiarul. Articolul 8 din acordul de grant stabilește drepturile și obligațiile entităților afiliate. Un alt tip de partener este partenerul asociat. Ce este partenerul asociat? Este o denumire moștenită și derivată din statutul de partener internațional în programul cadru anterior, astfel că s-a convenit o denumire comună, care are următoarele caracteristici. Deci desfășoară activități, dar nu poate declara costuri, pentru că nu este finanțat de Uniunea Europeană și atunci nu are de ce să declare costurile pe care le-a pus din fonduri proprii, beneficiarii trebuie să asigure că unele din obligațiile din acordul de grant se aplică și partenerilor asociați, și anume implementarea corectă, conflictul de interese, confidențialitatea și securitatea, etica, vizibilitatea,
și așa mai departe. Un alt tip de participant poate fi parte tenză, contributor în proiect. Participă în proiect în calitate de colaborator. Costurile pot fi eligibile dacă sunt menționate la nivelul apelului și în cadrul programului Orizont Europa. E obligatoriu ca partea terță să fie indicată în anexa 1 a acordului de grant. Nu sunt stabilite condiții de participare. Articolul 9.2 stabilește drepturile și obligațiile. Un alt timp de participant sunt cu subcontractanții, au sarcini în proiect. Costul eligibil este, de fapt, valoarea facturii pe care o transmite beneficiarului. Da, trebuie menționat în anexa 1 a acordului de grant, condițiile de participare, cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai mic preț și evitarea conflictului de interese. Articolul 9.3 stabilește drepturile și obligațiile și, cum am zis, terțe părți care primesc sprijin financiar participă în acțiune în calitate de beneficiar. Costul eligibil este cuantumul sprijinului acordat, da, toți trebuie menționați în anexa acordului de grant, anexa 1, și condițiile de participare sunt în conformitate cu condițiile din anexa 1 din acordul de grant. Ce tipuri de costuri avem eligibile în programul Orizont Europa? Avem costurile de personal, pe care le calculăm în funcție de tariful zilnic și orele lucrate în proiect. Cum putem afla tariful zilnic? Va trebui să adunăm toate costurile reale de personal pentru persoana respectivă, pe care le împărțim la 215, valoare pe care nu putem modifica, este impusă de Uniunea Europeană și o folosim ca atare. Am zis costurile anuale reale pentru că nu va trebui să introducem costurile pe care le atribuim în proiectul european, deci doar costurile reale de câștig. Valoarea salariului câștigat de persoana respectivă anuală. Perioadele de raportare se efectuează în conformitate cu prevederile acordului de grant. De obicei, dacă proiectul are o durată scurtă de derulare, dacă are o durată de 2 ani, atunci cu siguranță vom avea o singură perioadă de raportare la finalul proiectului sau poate două perioade de raportare anuale. Dacă proiectul are o durată de 4 ani, în general se practică perioadele de raportare la 18 luni. În schimb, un alt tip de cost eligibil. Dacă nu declarăm costurile reale de personal, putem alege remunerația bazată pe proiecte. Asta e o chestiune foarte importantă. Această project-based remuneration poate fi utilizată pentru personalul care primește plăți suplimentare pentru munca în proiecte, adică o remunerație bazată pe proiecte. Costurile cu personalul trebuie calculate la o rată care corespunde costurilor reale de remunerare plătite de beneficiar pentru timpul lucrat de persoana respectivă în acțiune în perioada de raportare, nu depășește costurile de remunerare plătite de beneficiar pentru munca în proiecte similare finanțate prin scheme naționale, este definit pe baza unor criterii obiective care permit determinarea sumei la care persoana are dreptul și nu în ultimul rând reflectă practica obișnuită a beneficiarului de a plăti în mod constant bonusuri sau alte plăți suplimentare pentru munca în proiecte finanțate prin scheme naționale. În sensul că dacă aveți un proiect finanțat din schemă națională, plan național, fonduri structurale și așa mai departe, ratele orare care pot fi utilizate și în proiectul nostru Orizont Europa sunt stabilite prin HG 118/2020 HG, care stabilește derularea Planului Național 4 și în care găsim ratele salariare orare anexa 2. Mai am timp? Sau s-a terminat? Ok. Proprietarii de IMM-uri care nu primesc salariu sau beneficiari persoane fizice care nu primesc salarii, poate fi declarată drept cost cu personal dacă îndeplinesc condițiile generale de eligibilitate și sunt calculate ca tip de costuri unitare în conformitate cu metoda prevăzută în anexa 2. Ce zice anexa 2? Anexa 2 ne oferă o formulă de calcul care nu poate fi modificată și cum este formula aceasta de calcul. Comisia Europeană zice așa, avem un 5.080 de euro pe care îl împărțim la 18 zile, și avem rată orară de și avem un rezultat care reprezintă rata orară de 282,22,
rată pe care va trebui să o înmulțim cu coeficientul de corecție publicat în programul de lucru pentru apelurile Marie Sklodowska-Curie și care coeficient pentru România în prezent este de 66,6%. Prin urmare, un cot pentru IMM-urile, pentru proprietarii de IMM-uri care nu au salariu, vom avea o rată zilnică de 187,97 costuri unitare pe zi. Alte costuri eligibile, costurile cu subcontractarea, costurile cu achizițiile. Atenție la achiziții, că nu puteți deconta decât valoarea amortizării. Dacă echipamentul are o durată de 5 ani și proiectul are o durată de 4 ani, nu putem încărca pe proiect decât valoarea amortizării pentru 4 ani. Alte categorii de cheltuieli, călătorii și subsistența. Am spus, echipamentele mult implicit amortizarea, alte bunuri, lucrări și servicii, ca cum ar fi furnituri, promovare, diseminare, prosecția rezultatelor, traduceri, publicații, certificate și așa mai departe. Și cred că am terminat. Mai era mult. Mulțumesc, mulțumim foarte mult pentru prezentare. Aș vrea să profit de faptul că în sală sunt atât reprezentanții ai mediului privat cât și ai mediului academic și să îi dau cuvântul în continuare domnului Dan Popa pentru a face o scurtă prezentare a clusterului de educație pentru dezvoltare durabilă, unde alături de mediul privat și mediul academic, noi așteptăm în continuare și alți doritori, dar până în acest moment nu l-am făcut public, iar cu ocazia acestei conferințe, domnul președinte va face o scurtă prezentare a obiectivelor acestui cluster. Mulțumesc, vă rog. Bună ziua, am deosebită plăcere să vă aduc la cunoștință o inițiativă pe care mediul de afaceri din Bacău, în speță un grup de firme și instituțiile OATU, adică Primăria Bacău și Consiliul Județean, au decis să lucreze împreună pentru o investiție care este într-adevăr o investiție în viitor. Și cea mai bună investiție în viitor, cred că este vorba de, sau putem să o considerăm ca fiind cea mai bună investiție în tineri, în educația lor și în dezvoltarea lor profesională, astfel încât ei să poată să devină pregătiți pentru nevoile economiei. De altfel, această inițiativă a pornit exact de la faptul că economia se confruntă cu o problemă deosebită în ceea ce privește găsirea forței de muncă calificate, atât la nivel de studii medii, școală profesională și liceu de specialitate, cât și la nivel universitar. În acest sens, s-a pornit de mai bine de un an de zile la un parteneriat pe care l-am concretizat în constituirea unei asociații, a cărei denumire este Cluster de Educație pentru Dezvoltare Durabilă și care are 8 membri fondatori. Am să-i enunț, cred că e bine să fie cunoscuți. E vorba de Consiliul Județean, e vorba de Primăria Bacău, e vorba de Inspectoratul Școlar Bacău, Universitatea Vasile Alexandrii, Aerostare SA Bacău, Barleta SRL Bacău, Barier SRL Bacău și Patronatul Județean al Întreprinderilor Mici și Mijlocii Bacău. Aceste entități au constituit această asociație, care deja este înregistrată de câteva luni de zile la Judecătoria Bacău și care și-a propus câteva obiective foarte importante. Unul dintre ele este un obiectiv generic, așa, pentru nevoile noastre locale, și anume să efectuăm cât mai multe demersuri pentru dezvoltarea învățământului profesional și tehnic,
Și în acest sens, împreună cu Inspectoratul Școlar, încercăm să identificăm la entitățile din învățământul preuniversitar disponibilitatea pentru a înființa clase în meseriile care sunt necesare atât firmelor care fac parte din acest cluster, cât și altor firme care au profil asemănător, dar bineînțeles și altor firme care poate pe parcurs vor dori să devină și ele membri în asociația noastră. Un alt obiectiv pe care ni l-am propus și care întâmplător sau nu are nevoie de o mare nevoie de finanțare, este intenția de a participa cu un proiect în cadrul programului național de redresare și reziliență. Există niște facilități pentru a se crea niște consorții care împreună să depună niște proiecte pentru obținerea de finanțare în scopul dezvoltării unor campusuri profesionale integrate care să aibă facilități pentru dezvoltarea abilităților practice de care au absolut nevoie elevii și studenții. Și noi, la Bacău, am considerat că suntem îndreptățiți să lucrăm la un astfel de proiect și să încercăm să obținem finanțarea necesară. Ne dorim ca împreună cu entitățile care sunt prezente în asociație, dar și alte entități care au aderat la această idee de consorțiu, să definitivăm în foarte scurt timp un proiect care să devină eligibil. Trebuie să menționez faptul că vom avea o competitivitate acerbă aici, în regiunea Nord-Est. Așa cum sunt făcute în momentul de față precizările de la Ministerul Educației Naționale, se pare că vor fi finanțate maxim două campusuri pe fiecare regiune din țară, iar în regiunea Nord-Est există deja intenții declarate, atât la Iași cu Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi, există intenție și la Suceava cu Universitatea Ștefan cel Mare și am înțeles că mai sunt și alte orașe care încearcă să atragă partenerii necesari pentru astfel de proiecte. În acest context, e posibil ca inițiativa noastră să aibă succes, având în vedere că încercăm să ne axăm pe direcții care pot să fie cumva unice la nivelul regiunii. Vrem să ne axăm pe industria aeronautică, vrem să ne axăm pe industria de apărare și pe alte industrii suport care ar putea să reprezinte un atu foarte bun pentru proiectul nostru la Bacău. În rest, poate că această asociație, acest cluster, în viitor va încerca, în scopul pe care l-am afirmat, să încerce să atragă și alte finanțări. Poate că și cele care ne sunt astăzi prezentate pot fi și ele unele dintre oportunități. Ce pot să fac, mai ales reprezentanților care sunt din mediul de afaceri, că dacă vor avea intenția să se ralieze asociației noastre, clusterului și scopului nostru pe care l-am declarat de a dezvolta învățământul profesional și tehnic, noi stăm la dispoziție și încercăm să vă dăm suportul ca și dumneavoastră să vă acoperiți nevoile pe care le aveți. Mulțumesc!
Mulțumim mult pentru scurta și concisă prezentare, domnul Popa. Vreau să vă asigur de întreg suportul Consiliului Județean în depunerea acestui proiect necesar la nivelul județului Bacău. Consider că un astfel de campus, în momentul în care și dacă vom reuși să câștigăm acest proiect, va aduce plus valoare și cu această ocazie foarte multe firme care își doresc și își caută forțe de muncă vor avea de unde să aleagă. Dacă tot ne-am oprit la partea de finanțare, aș dori să o invit pe doamna Andreea Leru să ne facă o scurtă prezentare a altor tipuri de oportunități de finanțare, ea fiind reprezentanta Agenției de Dezvoltare Regională la Bruxelles. Mulțumesc! Uneori tehnologia mea înainte. Da, aș vrea să răspund puțin domnului Dan Popa, dânsul speră că vor putea aplica împreună cu clusterul pe mai ales pe programul Orizont Europa pe care l-a prezentat colega mea Cristina. Într-adevăr, clusterele sunt căutate, sunt eligibile, mai ales pentru că ele implică toate cele patru tipuri de actori pe care Comisia Europeană vrea să le vadă implicate în astfel de proiecte. Adică reprezentanții societății civile, universități, instituții publice și mediul de afaceri. Deci, cu siguranță, veți avea multe oportunități pe care să le puteți fructifica. Acum, revin la mine. Cum a spus și Silviu, eu ar trebui să fac o prezentare despre oportunități de finanțare pentru IMM-uri și mediul academic. E un task destul de greu, pentru că sunt foarte multe oportunități, este foarte greu să faci o selecție, să te hotărăști ce mai potrivit să prezinți, cât anume să prezinți în informația respectivă și cu atât mai mult să le prezint în 10 minute. Așa că o să încerc să comprim prezentarea, în schimb o să fiu disponibilă după pentru discuții, vă pot da cartea mea de vizită și ne putem continua discuțiile și în altă zi. Fac parte din biroul de reprezentare la Bruxelles al ADR Nord-Est. M-am alăturat echipei la jumatea lunii mai anul acesta, în schimb lucrez în cadrul ADR din toamna anului 2020. Suntem mândri că ADR Nord-Est este singurul ADR din țară care are birou la Bruxelles, în schimb nu știu dacă e neapărat un lucru atât de bun, pentru că din punctul meu de vedere ar trebui ca toate ADR-urile să aibă un astfel de birou la Bruxelles. Sperăm să vedem mai mulți reprezentanți din România în Belgia. Care este de fapt rolul nostru? Pentru că lumea ne întreabă, bun, ce faceți voi acolo? Pe scurt, noi sprijinim instituțiile cu care lucrăm din regiunea Nord-Est în eforturile lor de internaționalizare. În cadrul biroului noi suntem 7 reprezentanți permanenți, câte un reprezentant pentru fiecare județ, eu reprezint județul Bacău, de aceea mă aflu și astăzi aici și realizez această prezentare, și coordonatorul biroului nostru din Bruxelles. Practic cu cine lucrăm? Lucrăm cu județe, lucrăm cu municipalități, CJ-uri, primării, universități, instituții de cercetare, IMM-uri, școli, licee, asociații profesionale și de suport și așa mai departe. Practic orice entitate, da, juridică care consideră că poate să beneficieze de suportul nostru. Cum putem noi să vă ajutăm? Avem biroul nostru din Bruxelles are acces la foarte multe oportunități doar pentru că este acolo în Bruxelles. Informația te lovește din toate părțile. Oportunități de colaborare, de proiecte, participări la evenimente și alte asemenea apar aproape în fiecare zi. Noi, ca reprezentanți pe județe, avem datoria să discutăm cu fiecare stakeholder interesat în parte, să-l întrebăm, ok, ce priorități aveți, ce greutăți aveți, care sunt direcțiile prioritare de proiecte și în funcție de asta și de ce oportunități ajung la noi prin diferite canale, să le transmitem mai înapoi către regiune și să îi sprijinim pe cei din regiune să se poată implica în acele oportunități, să poată aplica la proiecte și așa mai departe. Lucrând în Piatra Neamț, informațiile ajungeau la mine, dar pentru că știam să le și caut. Mai am experiență de foarte mulți ani de lucrat în afară pe fonduri europene.
În schimb, când ești la Bruxelles, informația ajunge la tine și dacă vrei și dacă nu vrei. Și ai acces la mult mai multe, mult mai multe persoane, da? Și chiar și experți din comisie, și la tot felul de alte oportunități. Să dau un pic de un rezumat al rezultatelor noastre, poate ar trebui cifrele să fie updatate. Suntem mândri că de la înființarea biroului am adus în regiune și am facilitat peste 500 de inițiative de colaborare și parteneriat. Am facilitat de asemenea peste 700 călătorii de afaceri. Colegii de la CJ Baco pot confirma acest lucru, lucrăm îndeaproape cu ei și lucrăm foarte bine. Am organizat peste 1000 de întâlniri și am intermediat și diseminat proiect în valoare de 50 de milioane de euro. Merge sau? Merge. Ok. Acum, noi nu facem toate aceste lucruri de capul nostru, da? Tocmai pentru a putea să facilităm anumite colaborări, să vă ajutăm în eforturile dumneavoastră de a vă căuta parteneri pentru proiecte, noi suntem și parteneri în alte, în alte rețele. Menționez una dintre ele, URADA, Asociația Europeană a Agențiilor de Dezvoltare. Este o asociație care a fost înființată în anul 1992. Are o rețea de 68 de membri din peste 20 de țări din Uniunea Europeană și din afara acesteia. Adrian Nordeste este membru URADA de aproximativ 12 ani. Practic, cum colaborăm noi cu ei și cum reușim să implementăm tot felul de inițiative interesante, este, având o rețea atât de mare de membri, avem acces la foarte multe persoane cu care putem lucra, cu care putem colabora și care ne pot ajuta la rândul lor în eforturile noastre atunci când, când avem nevoie. O altă rețea în care Adrian Nordeste este membru este ERIN. Este o asociație regională, o rețea regională focusată mai mult pe partea de cercetare și inovare, în care sunt membre agențiile de dezvoltare regională care au birou la Bruxelles. Am uitat să menționez mai înainte, URADA este o asociație de regiuni de dezvoltare, dar nu neapărat cele care au birou la Bruxelles, da? Ci din au sediu la ei acasă în statele membre. ERIN a fost înființată în anul 2001. Adrian Nordeste este membru în ERIN de peste 4 ani de zile. De asemenea, ERIN ne ajută foarte mult pentru că are relații foarte bine dezvoltate de-a lungul mai multor ani cu reprezentanții instituțiilor europene și cu alte organizații și ne ajută să ne facem vocea locală și regională mai bine auzită atunci când vine vorba de designul anumitor programe de finanțare, priorități ale comisiei și așa mai departe. Și o ultimă rețea în care Adrian Nordeste este membru începând de anul acesta este inițiativa Vanguard. Da? Inițiativa Vanguard, cred că m-am dus, da. Este înființată în anul 2013. Se dorește a fi o voce puternică în ceea ce privește perspectiva regională asupra tranziției industriale și se consideră sau pornește la premisa că regiunile, specializarea inteligentă și cooperarea interregională sunt esențiale pentru o nouă creștere industrială. Dacă sunt printre dumneavoastră persoane care nu știu ce e specializarea inteligentă, acestea sunt domenii de interes în care se dorește a se investi, pentru că sunt importante pentru acea regiune din punct de vedere industrial, educațional și inovativ. Evident, aceste domenii pot fi, la fel ca cum sunt la noi în regiune, sănătate, mediu, energie, ICT, turism și așa mai departe. Colegele mele mai înainte au menționat de programul Orizont Europa, au menționat de portalul Funding and Tenders. Acest portal este the place to go atunci când vrem să ne uităm la ce programe de finanțare are Comisia și ce apeluri sunt deschise pe fiecare program de finanțare. Sunt o multitudine, sunt imense.
Dacă vă uitați puțin la cifrele menționate sub link, avem 4 apeluri încă în derulare pentru perioada de programare 2013-2020 și 252 de apeluri deschise sau care urmează să se deschidă pentru perioada 2021-2027. Într-adevăr, sunt niște programe de finanțare nou apărute, încă nu au apeluri deschise, dar vor urma. O să trec rapid prin câteva apeluri pe care eu consider că sunt interesante atât pentru universități, cât și pentru IMM-uri. Nu știu exact IMM-urile pe care le avem prezente aici ce domenii reprezintă. În schimb, sper să fie totuși interesate, dacă nu putem discuta și găsi altele în zilele următoare. Un astfel de program este programul Europa Creativă. O să observați și la celelalte programe care vor fi prezentate, bugetele lor sunt de ordinul milioanelor și miliardelor de euro. Deci sunt foarte mulți bănuți care așteaptă să fie luați. Programul Europa Creativă este format din trei componente, mass media, care vă dați foarte ușor seama pe ce se axează, componenta transsectorială, da? Se axează mai mult pe politici și sprijinirea transferabilității rezultatelor cercetării și componenta de cultură. Evident, e foarte clar la ce se referă. Am dat un mic exemplu de un apel care este în derulare. Apelul se încheie pe 12 ianuarie 2023, are un buget de 4,5 milioane de euro. Targetează entități publice sau private din țările eligibile. Dacă vedeți în cadrul unui apel entități publice sau private, cu siguranță, dacă considerați că topicul apelului, tematica se potrivește, atât IMM-urile cât și universitățile pot să aplice. Cofinanțarea UE este în proporție de 90% din, atenție, totalul costurilor eligibile, nu bugetul total al proiectului. Este o diferență, pentru că sunt anumite costuri în funcție de apel care nu sunt finanțate de comisie. Evident, dumneavoastră va trebui să le realizați pe parcursul implementării proiectului, dar acelea o să le suportați din propriul buzunar. Sunt, de exemplu, anumite apeluri unde, nu știu, suportul financiar pentru părți terțe nu se susține de către Comisia Europeană și atunci dacă aveți astfel de cheltuieli, le suportați din propriul buzunar. Cheltuielile eligibile de regulă găsiți costuri de personal, da, de salarii, subcontractare, achiziții și aici mă refer la călătorii, diurnă și echipamente. Când vine vorba de echipamente, trebuie să fim foarte atenți. Sunt apeluri care finanțează tot costul echipamentului pe care îl achiziționați, da? Și sunt apeluri precum este acesta, unde doar costul de amortizare este acoperit de către comisie. Ce înseamnă? Dau un mic exemplu foarte simplu. Vă achiziționați un laptop, să spunem, nu cunosc regulile de amortizare care se aplică la nivel național, dar să zicem că se amortizează în 3 ani. Dacă proiectul durează un an jumate, dumneavoastră puteți să acoperiți din bănuții primiți de la comisie doar jumătate din costul acelui. Restul de din sumă sunt bănuți pe care îi puneți dumneavoastră, poate fi considerată și cofinanțare parte din acei 10% pe care trebuie să-i puneți. Apelul se numește, am uitat, muzica pune în mișcare Europa și ce se dorește? O distribuție sustenabilă a muzicii cu accent pe muzica live. Se dorește creșterea competitivității, inovării și diversității în sectorul muzical din Europa. Trecem mai departe pe un alt program foarte mare, programul Europa Digitală, la fel, buget de miliarde de euro, 7,6 miliarde. Este primul program al Uniunii Europene care are ca scop accelerarea redresării și impulsionarea transformării digitale a Europei. Evident, mai ales în urma pandemiei de COVID, digitalizarea a devenit un cuvânt care, nu știu, pe care poate îl pronunțăm de zeci de ori pe zi. Sunt câteva domenii esențiale targetate, da? Supercomputere, inteligență artificială, securitate cibernetică, se pune accent foarte mare pe acest aspect, pentru că odată cu digitalizarea vin la pachet și amenințările cibernetice, competențe digitale avansate și asigurarea utilizării pe scară largă a tehnologiilor digitale în întreaga economie și societate.
Exemplul de apel deschis pe care l-am dat aici are un buget de 56 de milioane de euro. Se închide pe 24 ianuarie anul viitor. Se intitulează programe sau module de educație specializată în domenii cheie de capacitate. Este deschis entităților publice sau private din țările eligibile și acest apel vine cu câteva specificații când vine vorba de consorțiu. De obicei, în finanțările europene solicită formarea unui consorțiu pentru a aplica la aceste proiecte. Da? De regulă sunt minim 2-3 parteneri, dar anumite apeluri au niște reguli specifice. În acest caz, Comisia vrea să vadă cel puțin 6 parteneri pe proiect. Din acești cei 6 parteneri, cel puțin 3 să fie universități, 2 să fie IMM-uri, un centru de cercetare sau excelență într-o tehnologie cheie emergentă. Valoarea maximă pe grant este de 10 milioane de euro. Proiectul ar trebui să dureze între 12 și 48 de luni, asta e minimul și maximul duratei. Recunosc, nu am găsit informații referitoare la buget. Se menționa doar că rata de cofinanțare va fi stabilită în contractul de grant. Probabil că e ceva ce se va decide ulterior. Ce se vrea face? Acțiunea va sprijini cooperarea dintre instituțiile de învățământ superior și sectorul privat împreună cu centrele de cercetare și excelență în domeniul tehnologiilor digitale să elaboreze și să furnizeze un program de învățământ terțiar de 60, 90 sau 120 de credite academice. Un alt program de finanțare momentan nu mai are niciun apel deschis în derulare, însă mi se pare foarte important de menționat pentru că se finanțează și infrastructuri și de regulă pe programele de finanțare ale Comisiei nu prea găsim finanțarea infrastructurilor. În schimb, acest program Proiecte Pilot și Acțiuni Preparatorii face și acest lucru. Ce înseamnă proiecte pilot și acțiuni preparatorii? Practic, Comisia dorește să finanțeze niște proiecte, idei noi, care se implementează pentru prima dată în vari domenii, da? Neapărat trebuie să fie niște idei inovative, care dacă au succes și funcționează, să fie apoi scalate, da? Să fie preluate și de alte entități, să fie implementate și eventual să devină și o practică curentă. Un apel care a fost închis recent în octombrie a fost dedicat programelor și infrastructurilor sportive inovatoare la nivel local. A avut aproximativ 2 milioane de euro buget. Ce a fost interesant este că în acest caz Comisia nu a vrut consorțiu, au fost beneficiari unici, adică în acest caz puteau fi eligibili și CJ Bacău pentru că derulează activități sportive, și cluburi sportive, și primării, în cazul în care se organizează astfel de evenimente, universități, evident, și IMM-uri. Ce se dorea? Se dorea să se adapteze infrastructura existentă sportivă și dezvoltarea facilităților pentru sport ușor, să se organizeze noi forme de activitate fizică, să se organizeze activități care să implice toate generațiile, nu numai pe tineri, și să se utilizeze tehnologia digitală. Iar cofinanțarea de la Comisie, maxim 80%, din nou, din totalul costurilor eligibile, în maxim 400.000 de euro. Probabil, pentru că avem și mediul academic prezent aici, am uitat să dau... aici. Bun. Cred că cu toții am auzit de Erasmus, am fost studenți, am fost plecați în mobilități Erasmus și mediul academic cu siguranță cunoaște acest program. Este un apel, este un program cu un buget de miliarde de euro, peste 26 de miliarde de euro. Se dorește sprijinirea educației, formării tineretului și sportului în Europa. Practic vor să dezvolte școli, să practici de predare excelentă,
învățarea în rândul adulților pe tot parcursul vieții și se au ca beneficiar persoane fizice și organizații. Apelul pe care l-am dat drept exemplu se încheie la finalul lunii ianuarie în 2023, buget de peste 38 de milioane de euro. Cheltuielile eligibile vor fi de tip lump sum, de care am menționat și Cristina mai devreme, adică va fi o sumă forfetară, da? O sumă fixă, un procentaj din costurile eligibile, care este va fi acel bugetul fiind foarte bine stabilit la momentul depunerii proiectului. Într-adevăr, Comisia vrea să vadă că dumneavoastră realizați activitățile pe care vi le-ați propus, indiferent dacă au rezultatul sau nu pe care dumneavoastră vi-l doriți, dar trebuie să implementați activitățile. În schimb, nu vă verifică nimeni, nu vă auditează nimeni, așa cum a fost până acum. Consorțiu se formează din instituții publice sau private, da? Și spune în mod special Comisia, instituții de învățământ superior și orice altă organizație formată din astfel de instituții, minim 3 solicitanți din 2 state membre eligibile diferite. De obicei, când Comisia vrea să vadă mai mulți beneficiari într-un consorțiu, vrea să fie acei beneficiari din 2-3 state diferite. Dacă tot am menționat aspectul ăsta, acum posibil să fie unii dintre dumneavoastră care o să mă întrebe, bun, dar cum îi găsim? Păi sunt mai multe căi. Probabil prima persoană la care puteți apela sunt eu, prin biroul de la Bruxelles. Avem acces prin acele rețele la tot felul de regiuni, parteneri, instituții din afară, care unele dintre ele, dacă nu aproape toate, posibil să aibă aceleași priorități de proiecte ca și dumneavoastră și atunci să dorească să intre în consorțiile pe care vreți să le formați. Sau sunt anumite programe care au, nu știu, grupuri formate pe LinkedIn sau pe Facebook, unde își postează caracteristicile entității și că dorește să formeze un consorțiu pe un anumit apel. De asemenea, în momentul când consultați pagina unui apel, o să vedeți că există acolo o opțiune prin care puteți să verificați entitățile juridice din Europa care doresc să se implice în acel apel. Că doresc să ofere consultanță, că doresc să formeze consorții. Este iarăși un punct de plecare. Vă mai prezint un alt program european, Program European pentru Sănătate, cu un buget de peste 5 miliarde de euro. Este cel de-al patrulea program de acest gen de sănătate. Se desfășoară pentru perioada de programare 2021-2027. Și se dorește ar fi un răspuns ambițios la pandemia de COVID-19 și în același timp să construiască reziliența sistemelor noastre de sănătate. Pentru că pandemia a arătat ce poate să ne facă, cine e mai tare dintre noi, și ea. Apelul pe care l-am pe slide se încheie pe 28 februarie. Face referire la prevenirea bolilor cardiovasculare, diabetului și a altor boli netransmisibile. Are un buget de 5 milioane de euro și Comisia dorește să finanțeze aproximativ 10 proiecte, da? Ceea ce înseamnă că un proiect ar putea să primească maxim 500.000 de euro. Asta fiind cofinanțarea aceea pe care se menționează pe slide, 60 sau 80% din totalul costurilor eligibile. Ca beneficiar eligibil avem universități, instituții de învățământ, organizații ale societății civile sau orice alte asociații care sunt active în acest domeniu. Evident, se dorește consorțiu minim 3 entități din 3 state eligibile diferite. Este un apel ușor din punctul meu de vedere, pentru că, practic, ce se dorește a se face este organizarea de ateliere, de informare, pilotarea și testarea anumitor aplicații mobile vizând sănătatea, elaborarea de materiale de comunicare, pregătire pliante, campanii și așa mai departe, referitoare la boli cardiovasculare, diabet și boli netransmisibile. Comisia Europeană mai pune la dispoziția noastră și un fond de inovare, da, cu un buget de aproximativ 10 miliarde de euro. Este unul dintre cele mai mari programe de finanțare din lume pentru demonstrarea tehnologiilor inovatoare cu emisii scăzute de carbon, pentru că Comisia are acest obiectiv de a deveni neutră din punct de vedere climatic până în 2050, sper să nu greșesc. Există un apel în derulare
pentru proiecte inovative de anvergură, da, referitoare la electrificarea inovatoare în industrie și hidrogen. Bugetul este de 1 miliard de euro. La fel avem cofinanțare în baza unei sume forfetare, LAMSAM, despre care am vorbit mai devreme. Consorțiu, Comisia nu menționează nimic. Când nu menționează nimic, poți să aplici singur, mă gândesc că poți să-ți faci și consorțiu dacă vrei. Beneficiari eligibili, avem persoane juridice, publice sau private și Comisia ne spune aici că acestea pot fi din orice țară din lume. Ce se dorește a se face? Activități care sprijină electrificarea directă și inovatoare a industriei care înlocuiește utilizarea combustibilor fosili convenționali și activități care sprijină aplicații inovatoare și producția de hidrogen. Avem și Fondul European de apărare. Fondul EDF-ul este o inițiativă a Comisiei de a sprijini cercetarea și dezvoltarea colaborativă în domeniul apărării pentru a promova o bază industrială de apărare. Cred că se potrivește destul de bine cu ce menționa domnul Dan Popa mai devreme. Avem Fondul European de Apărare unde cred că clusterul și ceva companii din județ, din ceea ce știu eu, din specificul activitate, ar fi eligibile. Apelul are două componente, cercetare și dezvoltare. Am pus pe slide un apel referitor la tehnologii radar avansate. Este un apel pe componenta de cercetare. Avem entități juridice, publice și private eligibile, că sunteți IMM, că sunteți universitate, sunteți eligibili. Finanțarea, o veste bună, 100% din totalul costului eligibile, iar bugetul unui proiect trebuie să fie până în 15 milioane de euro. Vreau să mă menționez rapid o facilitate care are cumva, evident, are legătură cu programele de finanțare europeană, în special Orizont Europa și European Innovation, Consiliul European de Inovare. Este o oportunitate pe care oferă programul regional 2021-2027, se numește Seal of Excellence. Există această, să zic, practică, da? Sunt proiecte de cercetare care sunt depuse pe, de exemplu, pe programul de finanțare Orizont Europa, însă ele nu primesc finanțare. Dar sunt, Comisia le consideră a fi foarte bune, trec printr-un proces de evaluare și primesc eticheta de Seal of Excellence. Ce își dorește să facă ADR Nord-Est este să finanțeze aceste proiecte care vin din regiunea noastră și care sunt depuse de către IMM-uri și primesc această etichetă de Seal of Excellence, tot mai pentru că asta dovedește că sunt proiecte foarte bune și dacă au trecut prin evaluarea Comisiei, nu mai există loc de îndoială referitor la calitatea și caracterul inovator al proiectului și atunci ne dorim să le dăm bani pe plan local să se poată, ca acel proiect să poată fi implementat. Grupul țintă, am mai spus, IMM-urile, bugetul pe apel este de 6 milioane de euro, bugetul per proiect este de 1,5 milioane de euro, durata de implementare se așteaptă a fi la 24 de luni, iar perioada de lansare a apelului va fi undeva în semestru al doilea al anului viitor. Și mă apropii de final, mai îngăduim câteva minute, Silviu, te rog frumos. Sper să mă încadrez. Da. Vă prezint o oportunitate nu de finanțare, în schimb o oportunitate de a realiza schimburi internaționale și intersectoriale, adică niște mobilități la alte instituții din afara țării. Sunt eligibile universitățile, instituțiile de cercetare, întreprinderile, IMM-urile și alte organizații non-academice. Astfel de proiecte se pot întinde pe o perioadă de 4 ani, însă o condiție, și de fapt o să vedeți foarte mult că în apelurile Comisiei apare foarte des acest cuvânt de cercetare și inovare, cercetare, dezvoltare și inovare.
trebuie neapărat ca acele persoane care sunt trimise în aceste mobilități, da, se formează aceste consorții, care își trimit proprii angajați la celelalte entități din proiect pentru un schimb de experiență, job shadowing, cum vreți, short-term scientific missions, cum vreți dumneavoastră să le, să le numiți, trebuie să fie, poate să fie un cercetător în orice etapă de carieră, doctorand, cercetător postdoctoral, da, personal administrativ, tehnic sau managerial, dar trebuie să fie implicați în activități de cercetare și inovare. Sau să aibă legătură cu astfel de activități la organizația de trimitere cu cel puțin o lună înainte de detașare și ești obligat ca persoană trimisă în mobilitate să te întorci la instituția ta și să aplici acolo ce ai învățat la instituția gazdă. Evident, propriul angajator trebuie să continue să-ți plătească salariul. În schimb, pentru participarea la mobilitate primești o indemnizație de călătorie, cazare și costuri de ședere. Atenție! Dacă există vreo persoană cu nevoi speciale, se va plăti și o alocație în acest sens. Consorțiu format din 3 organizații, încă o dată, din 3 țări diferite, dintre care 2 trebuie să fie situate într-un alt stat membru al Uniunii sau într-o țară asociată programului Orizont Europa. Și mă apropii de final. Aceasta nu este o oportunitate de mobilitate, nu este un apel de finanțare. Aș vrea să vă prezint puțin platforma de colaborare intitulată Living in EU. Este o platformă de colaborare pentru orașe și comunități care poate facilita accelerarea, care își dorește să faciliteze accelerarea transformării digitale, da? A fost creată de un grup de orașe, de grupuri reprezentative ale orașelor, cu sprijinul Comisiei Europene și al Comitetului Regiunilor și a fost lansată în decembrie 2019 de către președinția finlandeză a Consiliului UE. Ce își dorește de fapt să facă această platformă este să colaboreze, da? Să faciliteze colaborarea între mai mulți actori pentru a extinde utilizarea tehnologiei datelor pentru a rezolva o serie de provocări interconectate, da? Mobilitate urbană, eficiență energetică, servicii publice digitale și așa mai departe. Există două categorii de entități, două modalități de a te implica pe în această platformă. Una este dedicată orașelor, regiunilor și statelor membre care citesc declarația și prin semnarea acesteia și o asumă și se angajează că vor participa în cadrul acestei platforme, se vor implica în proiectele propuse. Și o altă modalitate este cea de a susține această platformă, care este destinată ONG-urilor, entităților de cercetare, întreprinderi și administrațiile publice din afara Uniunii. Deci, mediul academic și IMM-urile nu pot semna, dar pot să-și declare susținerea pe față de această platformă pe site-ul Living in EU. Momentan există 123 de reprezentanți semnatari, da, ai administrației publice locale, regionale, naționale și europene. Dintre care, acum vreau să spun cel mai important aspect, din județul Bacău, doar Consiliul Județean Bacău este momentan singurul semnatar. Mai avem doar un singur semnatar din regiunea Nord-Est, cred că este Municipalitatea Câmpul Lung Moldovenesc din județul Suceava. Vă încurajez din suflet să semnați, nu înseamnă să dați bani, da? Doar vă ajută să, o zic așa mai pe românești, să vă puneți pe hartă instituția, să vă creșteți vizibilitatea. Aveți ocazia să vă dezvoltați capacitățile administrative de care aveți nevoie pentru digitalizare. Există niște grupuri de comunități create, tehnic, educație și consolidarea capacităților, financiar, monitorizare și măsurare și juridic în care vă puteți implica. La fel, sunt publicate câteva soluții digitale pe platformă, puteți să vă participați în implementare, să vă implicați în implementarea unei dintre ele sau pur și simplu să urmăriți, să vedeți ce se întâmplă, să învățați mai multe sau să vă transmiteți propria idee de proiect sau de soluție. Și you take it from there.
Universități, am dat acolo, nu știu dacă se vede foarte bine, oricum o să-l rog pe Silviu să împărtășească cu voi prezentarea, câteva exemple din universitățile care deja au semnat și companiile care deja au semnat. E posibil să vedeți câteva cunoscute pe listă. Universitățile sunt toate momentan, companiile sunt mult mai multe decât am reușit să fac captura de ecran. Vă invit să verificați site-ul. Și sper că nu v-am plictisit prea mult. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Vă stau la dispoziție oricând pentru discuții. Nici noi nu le știm pe toate la biroul din Bruxelles, dar vă promitem că vă depunem toate eforturile necesare să facem ceva frumos și să aducem cât mai mulți bănuți în regiune. Vă mulțumesc! Mulțumim frumos, Andreea, pentru prezentarea structurată. O singură precizare referitor la rețeaua Fine Living din care Consiliul Județean face parte. Începând cu ianuarie 2023 vom putea nominaliza persoane în grupurile de lucru pe care Andreea le-a precizat și chiar dacă dumneavoastră nu sunteți parte activă și nu veți putea avea acces direct, cu siguranță informațiile care ne vor parveni referitoare la mediul privat, la IMM-uri, la mediul academic, le vom împărtăși cu dumneavoastră. Să mergem pe repede înainte, aș vrea să-i dau cuvântul doamnei Alina Popa, reprezentanta și directoarea Euronest, pentru o scurtă prezentare, cu precizarea să ne încadrăm în cele 10-15 minute pentru a respecta agenda. Mulțumesc mult! Bună seara deja, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Cred că e a doua oară când sunt la Bacău în acest an pe o prezentare care vizează mediul de afaceri. Eu sunt în situația de a face puțin tranziția de la finanțările extrem de interesante și bazate pe inovare pe care le-au prezentat colegii anterior, la finanțări care se adresează mediului de afaceri. Sunt surse de finanțare europene, dar sunt disponibile în cadrul unor programe implementate la nivel național și mă refer în special la tot ce se cunoaște generic sub denumirea de fonduri europene. M-ar fi ajutat un pointer ca să trec peste secțiunile mai puțin importante, deși în despre impactul fondurilor europene cred că nu e cazul să insistăm. În jos? Ok, da. Mulțumesc. Da, despre câteva cuvinte în introducere despre noi. Asociația Euronest este o entitate de utilitate publică înființată în anul 2008 de către cele 6 consilii județene din regiunea Nord-Est, Bacău, Iași, Botoșani, Neamț, Suceava și Vaslui, pentru implementarea de proiecte cu impact regional. Până în prezent, asociația a tras fonduri în mai multe domenii, printre care și partea de cercetare, dezvoltare, inovare, de interes astăzi, în special în cadrul clusterului regional inovativ Euronest IT&C Hub, din care fac parte mai multe universități din regiune, inclusiv Universitatea din Suceava, Universitatea din Bacău, Universitățile din Iași. Printr-unul dintre proiectele implementate s-a înființat în anul 2014 sau 2015, cred, la Universitatea din Bacău, un program de masterat care vizează formarea de specialiști în domenii IT. Okay. Ca să nu insist pe partea introductivă, poate că puteți derula dumneavoastră mai repede până la secțiunea care vizează fondurile disponibile astăzi, cu o mențiune însă, dacă sunt printre dumneavoastră entități, companii care au beneficiat până în prezent de fonduri europene, probabil că sunteți deja familiarizați cu distinția dintre ajutor de minimis și ajutor de stat. Este o noțiune extrem de importantă din perspectiva
verificării eligibilității dumneavoastră în cadrul unui proiect finanțat din fonduri europene sau măcar a sumei disponibile pe care o puteți atrage într-o perspectivă de timp limitată, foarte bine determinată, și anume 3 ani. Recomand cu insistență ca ori de câte ori sunteți interesați de orice tip de sursă de finanțare disponibilă la nivel național, să verificați această compoziție a structurii finanțării din perspectiva ajutorului de stat versus ajutor de minimis. Există lansate în prezent mai multe apeluri care sunt destinate exclusiv mediului de afaceri. Printre ele nu se numără cel care este acum pe ecran, deși este un program extrem de interesant, programul de microindustrializare, comerț și servicii. Anul acesta, înțeleg că din vari motive s-a întârziat lansarea programului. Oricum, vă recomand acelora dintre dumneavoastră care nu aveți nevoie de sume foarte mari pentru investiții în infrastructură, dacă e cazul, echipamente, tehnologii, dar și în achiziția de dotări, să urmăriți. Este un program finanțat de Guvernul României, nu sunt fonduri europene. Suma maximă pe care o puteți atrage, cel puțin conform versiunii de ghid care a fost publicată anul acesta, în luna martie, pentru apelul ce urma să se lanseze și înțeleg că încă nu s-a lansat, a fost de 500.000 de lei pe proiect. Condițiile de acces sunt extrem de simple, aproape orice IMM din orice domeniu este vizat. Un lucru de asemenea extrem de relevant pentru acest program este faptul că aduce finanțări inclusiv pentru zona de comerț, care este exclusă aproape din toate liniile de finanțare europene, cel puțin. Deci vă invit să urmăriți site-ul Ministerului Economiei, pentru că programul se derulează, cred, de mai mult de 10 ani și cu o periodicitate de 1-2 ani. Înțeleg că anul acesta n-a fost să fie, dar anul viitor este extrem de posibil să se reia acest program. Un apel care ar fi trebuit să fie lansat, deschis pe 4 noiembrie, dar a cărui deschidere oficială s-a amânat pentru luna decembrie 2022, pentru că au fost primite extrem de multe inputuri din partea potențialilor beneficiari, adică din partea IMM-urilor. Este finanțat în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, digitalizarea IMM-urilor, și vizează dotarea cu achiziții, soluții software, realizare de site-uri și instruirea personalului pentru IMM-urile din aproape toate domeniile de activitate. De asemenea, interesant este faptul că și intensitatea ajutorului financiar este mai mare decât în cazul celorlalte programe de finanțare, și anume 90%. Ok, aici intrăm deja în cadrul apelurilor pentru care, începând din perioada curentă de programare, Comisia Europeană a decis să facă niște diferențe, inclusiv la nivelul regiunii Nord-Est, între județe cu privire la intensitatea sprijinului financiar. Probabil că și în cadrul programului operațional regional, dar pe toate programele finanțate din fonduri structurale de care România va beneficia în perioada 2021-2027, rata de cofinanțare pentru județul Bacău, Botoșani, Neamț și Suceava și Vaslui va fi mai mică decât în cazul județului Iași pentru toate tipurile de IMM-uri. Cea mai mică rata a cofinanțării pentru mediul de afaceri va fi pe partea de fonduri europene, nu ne referim la partea de finanțări cu componente de ajutor de minimis, va fi de 25% pentru micro-întreprinderi, crescând proporțional pentru întreprinderile mari până la aproximativ 50% pentru companiile situate în județul Iași. Ok, în prezent există încă deschis, pentru că a fost prelungit, apelul destinat investițiilor în eficiență energetică și surse regenerabile, finanțat din cadrul POIM, pentru care sunt eligibile aproape toate IMM-urile, cele de pe zona industriei alimentare și din domeniul construcțiilor au avut și au în continuare niște finanțări alocate în interiorul acestor apeluri, dar în linii mari, valoarea minimă a finanțării este de 50.000 de euro, valoarea maximă per proiect este de 500.000 de euro, cu o cofinanțare
diferențiată, cum am amintit deja, și pentru aceia dintre dumneavoastră care aveți business-uri mari consumatoare de energie sau pentru care este extrem de importantă și are o pondere ridicată în valoarea produsului sau a serviciului dumneavoastră final această componentă, e un apel interesant, pentru că sunt totuși cei mai ieftini bani cu care se pot face investiții în această, în această zonă de eficiență energetică și investiții în surse regenerabile de producere de energie. Da. Un alt apel interesant, cel puțin pentru informațiile pe care le am despre profilul economic al operatorilor din județul Bacău, este finanțat tot în cadrul PNRR, se numește Fabrici de Reciclare de Deșeuri și vizează IMM-urile care sunt autorizate sau care se vor autoriza să desfășoare activități în domenii corespunzătoare tratării, colectării, eliminării, valorificării, prelucrării deșeurilor. Valoarea minimă a unui proiect este de 500.000 de euro și ajunge până la 8,5 milioane de euro. Valoarea maximă, cofinanțare evident diferențiată în funcție de locația de implementare a investiției. În principiu este eligibilă achiziția întregului lanț de la colectare până la valorificare, instalații, echipamente de producție de energie regenerabile pe baza deșeurilor reciclate. Apelul, vă spuneam, a fost deja deschis, termenul de depunere a fost prelungit până în februarie 2023, pentru că presupune o parte de documentație relativ laborioasă. Un alt apel lansat chiar ieri, cred, este apelul destinat tranziției către economia circulară. Beneficiari vizați sunt tot IMM-urile, este o schemă de ajutor de minimis. Deci, dacă ați beneficiat în ultimii 3 ani de ajutoare de acest tip, va trebui să verificați în ce măsură mai aveți disponibil, vă mai încadrați în acest apel. Cofinanțarea este mai mică, fiind vorba de ajutor de minimis, și se pot finanța activități care vizează transferul tehnologic pentru prevenirea generării de deșeuri, înființarea și sau modernizarea, dotarea laboratoarelor de testare pentru materiale și produse care provin din activitatea dumneavoastră în vederea reciclării și introducerii în economia circulară. De asemenea, se pot face investiții în introducerea, extinderea producției produselor care nu conțin plastic, alternative la ambalajele de unică folosință. Apelul se închide pe 31 ianuarie 2023. Okay. Pe zona de agricultură, PNDR 2014-2020 mai are în prezent un singur apel deschis, acela vizează investițiile în exploatații pomicole. Bugetul maxim este de 1,5 milioane de euro și intensitatea finanțării variază între 50-90% în funcție de tipurile de cheltuieli și de profilul solicitantului. Probabil că următorul PNDR va avea în linii mari aceeași structură, în sensul în care se vor investi, se vor oferi în continuare investiții pentru zona de investiții în exploatații, în crearea, în ființarea de exploatații agricole, dar și în procesare, marketing și valorificarea produselor agricole. Da, despre alte tipuri de subvenții și granturi, cu o singură precizare foarte importantă, pentru că a intervenit într-o discuție pe care am avut-o astăzi, toate programele cu finanțare europeană vin la pachet cu un mix de surse de creditare pe care guvernul le pune la dispoziție beneficiarilor, în sensul în care mitul acela conform căruia cine accesează fonduri europene trebuie să aibă disponibil în bancă și să blocheze o sumă de bani cu care să asigure cofinanțare este chiar un mit. În realitate, lucrurile se petrec la modul următor. Un beneficiar de finanțare europeană merge cu contractul de finanțare la bancă și poate, evident, antama un credit cu o dobândă
de regulă preferențială pentru susținerea cofinanțării. Da? Acestea sunt câteva dintre tipurile de scheme de subvenții și granturi. Unele sunt pe componentă de ajutor de stat, altele pe componentă de ajutor de minimis, pe care le puteți lua în considerare, cel puțin pentru zona de agricultură și pentru zona de innovation, unde sunt disponibile astfel de surse de finanțare de tip credite. Da? Despre POR cred că s-a discutat deja astăzi, se va discuta și mâine când se va lansa în mod oficial. Câteva observații generale. Cred că un lucru important cu care vine PORul din acest exercițiu financiar este faptul că s-a eliminat în linii mari distinția între IMM-urile care au sediul în urban sau în rural. Se pot finanța în cadrul POR investiții inclusiv pentru IMM-urile care își desfășoară activitatea în mediul rural, dar doar pentru investiții non-agricole. Sunt extrem de multe apeluri, obiective, priorități și evident vor fi și multe apeluri destinate mediului de afaceri, cel puțin din punct de vedere al tranziției către o economie bazată pe specializare inteligentă. Regiunea Nord-Est cred că se numără cel puțin la nivelul celorlalte regiuni din România pe unul dintre primele locuri, atât în termen de preocupare, dar mai ales de alocări către domeniul acesta al specializării inteligente, care evident aduce, este obligat să aducă la oaltă universitățile, mediul de afaceri și evident administrația, pentru că fără administrație nu există economie și dezvoltare sustenabilă. Eu vă mulțumesc foarte mult. În final sunt trecute câteva site-uri pe care vă recomand să le urmăriți cu predilecție, pentru că veți găsi pe ele listate zilnic toate tipurile de finanțări pe care le puteți accesa în calitate de IMM-uri. De asemenea, în măsura în care aveți întrebări sau aveți nevoie de sprijin pentru atragerea unor surse de finanțare, eu și colegii mei vă stăm la dispoziție. Asociația are printre obiective inclusiv acest tip de serviciu public de oferit comunității în sensul acordării de consultanță celor interesați să atragă fonduri europene în regiunea Nord-Est. Mulțumesc! Mulțumim mult pentru prezentare doamnei director Alina Popa. Iar în încheiere, ultimele două prezentări le vor reveni invitaților noștri de la Rost. Am să-l invit întâi pe domnul Alexandru Brâcov, iar în final doamna Corina Dumitru. Bună seara! Deja ne-a prins seara. Bine ne-am găsit. Aș vrea și o telecomandă aceea minunată, dacă se poate. O să încerc să fiu scurt și la obiect. Eu sunt Alex Brâcov, sunt punct național de contact pentru pilonul 3 în Orizont Europa și aș vrea să vă spun câteva chestii punctuale pe zona de EIC și EIT, adică European Innovation Council și European Institute of Innovation and Technology. Da, da. Unde e senzorul de... Oh, shit. Am stricat ceva. Ok, s-au vorbit Clipper, este cel mai frumos. Dacă mă puteți ajuta doar cu pagina... Unde era? Pagina 6. Ok. Consiliul European pentru Inovare, EIC, este cam cea mai mare componentă din zona, din pilonul 3 de inovare și se adresează în general sectorului de business. Ia un buget undeva la 10,6 miliarde de euro și ei caută inovația high risk, high reward. De obicei este foarte greu de ajuns să
să obținem o finanțare de la ei. Competitivitatea este foarte, foarte mare, dar și reward-ul pe măsură. Au trei componente majore, instrumentul Pathfinder, Transition și Accelerator, care merg de la TRL 1 până la TRL 9, tehnologia. Și în final, pe Accelerator, ei încearcă și cuplarea cu alte entități pentru go-to-market al produselor. V-aș ruga foarte, foarte tare să intrați pe Funding and Tenders al Comisiei Europene și să vedeți acolo proiectele închise din zona EIC, să urmăriți un pic topicurile, să ce înseamnă deep tech sau acea high risk, high reward technology și cam care sunt consorțiile care se formează în jurul lor. Dar pe ce aș vrea să pun accent foarte, foarte mare ar fi pe acest Institut European de Inovare și Tehnologie, noi spunem cu drag EIT. Farmecul acestei entități de sub orizont Europa este caracterul lui de private owned. Este grupat în... Next slide, please. Se poate următorul slide, vă rog? Și încă unul? Asta este. Este grupat în comunități de inovație și cunoaștere, cred că așa le spune române, Knowledge and Innovation Communities, pe foarte multe topici și cumva încearcă să acapareze, să acopere absolut toate cerințele de pe piață din toate unghiile, adică și mediul, colaborare între mediul universitar, mediul privat și autorități locale. Scuze. Încă un slide și aici termin. Ok, cam aceasta este structura acestor chicuri. Dacă vedeți acolo, nu știu dacă se vede până acolo, eu nu văd că am ochelari. Avem zona de climate, digital, food, health, energie, manufacturing, în care acum România a semnat un contract foarte, foarte impresionant luna trecută și o să vă spun două vorbe despre el. Zona de raw material, zona de urban mobility, culture and creativity, care a intrat de două luni, cred că este în viață și urmează, suntem foarte entuziași pentru kick-ul de water, marine and maritime sectors, undeva în 2026 ne promit, vedem dacă se întâmplă. Ce mi se pare oportunitate care se poate aplica literalmente din acest moment este că resursele acestea sunt private owned, ele există, sunt funcționale, sunt companii care au incubatoare, acceleratoare, au lansat startup-uri pe piață, știu să managească fonduri europene și au toată logistica de a duce un proiect de la A la Z. Mai ales partea de manufacturing care acum se creează, ei acum încearcă să gândească zona de business creation, caută colaboratori din toate zonele, și autorități locale, și IMM-uri, și universități. Sfatul meu ar fi să intrați un pic pe site-ul lor, să vedeți ce se întâmplă și cam cum e un mecanism foarte complex. Ca să înțelegeți, EIT are undeva la, cred că sunt în jur de 50.000 de colaboratori în toată Europa, adică nu avem timp în două zile să putem cumva acoperi ce fac ei în mod coerent. Și unul dintre cele mai mari avantaje ale lor este, fiind private owned, sunt tot timpul deschiși la oportunități în funcție de zonă și regiune. Adică, de exemplu, pe manufacturing, dacă vedem o posibilitate într-o fabrică care își dorește modernizare și ei văd potențial de investiție în ea, o să depună efortul de a face acea fabrică funcțională, automatizată și inovativă. În rest, prezentarea, probabil că o să obțineți de la colegii noștri dacă nu ne puteți da mail absolut oricând pentru prezentări și vă rugăm pentru orice fel de întrebări să ne dați pe mail că acesta este scopul nostru și existența noastră, să vă susținem în proiecte. Funding and Tenders este punctul de plecare pentru absolut orice în orizont Europa și pentru orice întrebări specifice vă rugăm să ne contactați. Vă mulțumesc foarte mult și îmi cer scuze dacă am luat mult timp. Bună seara! Numele meu este Corina Dumitru. Lucrez în cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării și sunt unul din punctele de contact naționale pentru misiuni. În seara asta vă pregătisem o prezentare pentru misiuni, dar pentru că este foarte târziu, nu o să vă mai fac prezentarea respectivă, ci aș dori pur și simplu să tragem câteva concluzii ale acestei seri. În primul rând, de ce suntem toți aici? Se reduce totul la bani.
Asta dorim fiecare, iar Uniunea Europeană oferă acești bani. Ține doar de dumneavoastră să îi accesați. Noi am venit să vă prezentăm în principal programul Orizont Europa, care este un program care vă invită oarecum să ieșiți din zona de confort, să accesați ceva, un program mult mai ambițios. Tocmai de aceea trebuie să vă căutați parteneri în Europa. Suntem parte a Europei, Europa vrea să ne implicăm. Și tocmai de aceasta un proiect în Horizon Europa are cel puțin doi parteneri, doi, trei parteneri, orice proiect. Trebuie să vă căutați parteneri. Există pentru aceasta, pentru găsirea de parteneri, aveți platforme de matchmaking, o aveți pe Andreea la Bruxelles, o aveți pe Cristina la Bruxelles, ne aveți pe noi, pe mine la Ministerul Cercetării, pe Alex la UEFI și CDI. Noi vă putem oferi toate informațiile de care aveți nevoie dacă ne întrebați punctual. Pentru că ați văzut, Horizon Europe este un program extraordinar de stufos, nici eu nu pot să zic că îl înțeleg și știu toate particularitățile, dar având în vedere specificul activității fiecăruia dintre dumneavoastră și cum v-au spus și colegii mei, dacă accesați portalul Tenders and Foundings, acolo veți găsi toate colurile deschise, tot ce vă poate interesa pe dumneavoastră pe domeniul de interes. Trebuie doar să faceți acest pas înainte, să vă căutați parteneri europeni, pentru că faceți schimburi de experiență, puneți în comun resurse, rezultatele cercetării în urma proiectelor, rezultatele respective va beneficia toată lumea. Eu vă mulțumesc frumos, prezentarea mea despre misiuni, dacă o doriți, o veți primi împreună cu celelalte prezentări pe mail și vă mulțumim pentru invitație și pentru participare. Mulțumim foarte mult, cred că am uitat să fac această precizare. Toate prezentările care au avut loc astăzi vor fi transmise prin e-mail. După cum v-a explicat, orice nelămurire, întrebare, fără nicio problemă, și noi vă stăm la dispoziție. În e-mailul care vom transmite vom da și datele de contact ale invitaților noștri de astăzi. Le mulțumim pe această cale. Și domnul președinte. Da, mulțumesc, Silvio. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc pentru prezentări. Astăzi, într-adevăr, a fost o zi maraton și pentru noi și pentru noastră. Tuturor participanților le mulțumesc pentru răbdare. Sper că informațiile date vă vor fi de folos și se vor transforma în fonduri atrase pentru județ și nu numai, și pentru universitățile din Suceava și nu mai știu dacă a ajuns Brașovul sau... Da. Cel mai important lucru că e acel că simțim prezența dumneavoastră alături de noi și de fapt asta a fost și intenția noastră. Eu de la începutul mandatului pe organizarea pe care am făcut-o în Consiliul Județean am încercat prin Silviu, prin echipa pe care o coordonează, să fim cât mai aproape de Comisia Europeană. Pentru că sunt convins că unul din să zic așa performanța în administrație îl reprezintă și nu numai, nu numai în administrație, și în administrarea afacerilor reprezintă atragerea de fonduri europene și nu doar atragerea de fonduri europene, ci mai ales implementarea acestora, care evident este o altă etapă care doar prin știință poți să o depășești. Vă mulțumesc încă o dată și vă invit la un cocktail pe hol. Putem să discutăm mai puțin oficial. Mulțumesc!